Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Pentru astăzi vreau să vă arăt cum am făcut gomboți cu prune și puțișoare. Pentru rețetă și modul în care l-am preparat, vă rog să mă urmăriți până la final. Pentru gomboți cu prune, am pregătit 300 de grame de cartofi fierți în coajă. Le-am fiert și le-am curățat deja de coajă. Folosesc cartofi fierți în coajă, nu fierți curățați, pentru că atunci trebuie să punem mai multă făină și mai multă făină. Și ca să nu pun așa multă făină, am fiert cartofii în coajă. Am pus, trebuie făină, aproximativ 150 de grame de făină la cantitatea asta de cartofi, un ou, un pic de sare. Prunele sunt din congelator, am pus în congelator și o să pun pe fiecare bucățică câte un pic de scorțișoară. Iar pentru a prepara pesmetul, am 100 de grame de pesmet, 50 de grame de margarină și 50 de grame de zahăr. Am să zdrobesc prima dată cartofii. Aici, în acest bol. Așa, o să iau fiecare cartof, puteți să-i răzăliți sau dați prin mașina de tocată carne, cum doriți. Așa, i-am zdrobit fiecare cartof. E bine să fie cât mai făinoși cartofii, ca să nu punem foarte multă făină. Am terminat de zdrobit cartofii. Adaug oul și o cantitate, nu chiar toată, de făină, că în funcție de cartofi trebuie să punem și făină. Aluatul nu trebuie să fie foarte tare, deci o să fie aluatul un pic mai lipicios. Și punem și sarea și le amestecăm. O să amestec cu mâna acum. Așa, o să frământ cu mâna. Aluatul o să rămână un pic mai lipicios. Între timp am pus și un vas cu apă ca să fiarbă. Mai adaug și restul de făină. Deci eu am pus 130 de grame de făină, aproximativ, atâta trebuie. Dar acum, în funcție de și ce făină folosiți sau cât de făinoși sunt cartofii. Sunt cartofi care necesită să pui mai multă făină, pentru că sunt mai apătoși un pic. Și sunt cartofi care sunt mai făinoși și trebuie pus mai puțină făină. Oricum rămâne aluatul lipicios. Așa, aluatul meu arată cam așa, e un pic lipicios. Îl pun deoparte și pregătesc prunele pentru a pune în... Sunt prune congelate, așa că sunt un pic cam moi, dar la gust sunt foarte bune. Am să pregătesc câteva. Două, patru, șase. Nu vreau să fac foarte multe, pentru că nu prea are cine să le mănânce. Două, patru, șase, opt. Opt. Ajung. Atâtea. Și pun
un pic de scorțișoară pe fiecare. Așa, am pus pe fiecare scorțișoara și mă apuc să fac gomboții. Așa, și pentru că a luat moale, am să-mi ud mâna. Am pus un vas cu apă aici, ca să lucrez cu mâna udă, ca să nu mi se lipească aluatul. Iau din aluat și îl apăs așa, îl aplatizez în palmă, să nu fie foarte grosă. Pun o jumătate de fruct și îl închid bine aici. Și așa una este deja gata. Și așa am să fac cu fiecare. Să avem grijă să fie bine închis, ca să nu iasă zeama de la prune afară. Și așa am să fac cu fiecare. Îmi iau din nou mâna, nu foarte umedă, udă, trebuie să fie mâna doar umedă. Și așa fac cu fiecare gomboț. Așa. Și l-am făcut și pe al doilea. Așa, am ajuns și la ultimul. Așa. Am făcut 8 bucăți, că atât am vrut, deci nu am făcut cantitate mai mare, că voi puteți dubla cantitatea dacă vreți să faceți mai multe. Eu doar atâtea doream. Și cu restul ce a rămas aici, vă arăt cum procedez. Deci iau câte un pic și le fac așa. Noi zicem puțișoare. Acum știu că în alte locuri se zice altfel. Noi așa le spunem. Așa. Și așa fac cu tot aluatul acesta. Așa, le-am pregătit. Sunt aici. Și prepar pesmetul acum. Așa, apa am pus la fiert. Aici am pus tigaia. Pun și margarina la topit. Așa, să se topească. Margarina s-a topit. Adaug și pesmetul. Pesmetul începe să-și schimbă culoarea. Este alb, pesmetul este făcut de mine acasă. Și începe să-și schimbă culoarea. Mai lăsăm doar un pic. L-am luat de pe sobă. L-am lăsat un pic de răcit. Un pic cât că s-o domoli și adăugăm zahărul. Eu nu pun foarte mult, că nu ne place foarte dulce. Și am considerat că atâta zahăr este suficient. Apa mea fierbe și am să pun gomboții mei câte una în apă să fiarbă. Am uitat să vă spun că în acesta s-a pus cam 2 litri de apă și le-am pus în apă clocotită.
În momentul când sunt ridicat la suprafață, sunt fierte, deci în foarte scurt timp se ridică la suprafață și asta înseamnă că sunt fierte. Puțișoarele sunt deja fierte, normal, o fiert mai repede, sunt ridicat la suprafață, am să le scot afară într-un strecurător și încep să se ridice și găluștele. Așa. Și astea mai trebuie să le mai lăsăm un pic. Pun capacul că fierbe mult mai repede, dar la foc mic. Așa, și puțișoarele s-au scurs de apă și am să le pun în pesmet. Așa. Și sunt făcut cu pesmet și am să le scot de aici și am să pregătesc pentru gomboți. Așa. Sunt foarte gustoși. Cred că mulți cunoașteți rețeta asta sau cel puțin vă aduceți aminte. Eu știu de la bunica mea, mi-o făcut prima dată și mama mea făcea, ne plăcea foarte mult și ne place și acum. Așa, și pregătim și pentru gomboți. Gomboții mei plutesc, după cum se vede. Plutesc, am să le scot în strecurător și am să le las un pic să se scurgă. Aici. Și gomboții mei s-au răcit, adică s-au răcit, s-au scurs și încă sunt fierbinți. S-au scurs doar. Le-am lăsat vreo 5 minute. Și am să-i dau bine prin pesmet. Îs fierbinți și nu greu pot să pun mâna pe ele. Așa. Așa le-am amestecat. Bine, punem și astea aici. Se pot servi calde, reci, cum doriți. Și sunt foarte gustoase. Să tăiem una, să vedem cum arată în interior. Am pus una în farfurie. Și am să tai una în două, să vedem cum. Uitați cum arată. Și sunt foarte gustoși. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vedem la o altă filmare. La revedere!